Bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Bine, bine, acum te vede lumea în altă imagine. De obicei te vedea ori îmbrăcată în costum popular. Tu ești acea preferată a lui Cătălin Scărlătescu, ca să zic așa, care faci din pește absolut orice. Ai făcut și dulceață de pește. Ce ai mai inventat din pește? Am mai inventat multe produse din pește, dar da, cum ai zis, lui Cătălin Scărlătescu îi place numai în costum popular. El așa iubește foarte mult costum popular. Astăzi nu l-am la mine, o să îi fac o surpriză luna viitoare cu costumul popular. Bun, hai să vorbim despre o poveste absolut senzațională pe care lumea nu știa despre tine. Lumea te-a văzut, te-a îndrăgit la Șef la Cuțite. Hai să povestim puțin despre povestea ta de viață. Apropo de relația cu părinții, ce s-a întâmplat și după aceea împrejurările în care l-ai întâlnit pe bărbatul vieții tale. Deci? Da, este o poveste mai veche în care nu prea mi-o amintesc așa de des. Sau pentru... nu amintești în public, n-ai amintit-o niciodată? N-am amintit-o niciodată, nici în familie, nici cu copiii chiar nu prea am discutat despre asta. Pentru că eu am niște copii model, adică, Doamne ferește, să nu treacă prin ce am trecut eu. În momentul în care părinții mei au decis să mă aducă la școală la București, la vârsta de 12 ani, eram în clasa 6-a, mie mi-a surâs ideea, am fost foarte încântată, deși pe mătușa mea nu știam decât din fotografii. Și, na, oarecum nu mă gândeam bine, o să treacă, o să o cunosc, e mătușa, e bine. Dar în momentul când a venit timpul de bagaj și de pleca la gară cu trenul, am venit, deja inima mea era cât un purice. Pentru că? Pentru că nu știam ce mă așteaptă. Și m-au lăsat la București, tata a plecat în Israel la lucru. Așa. Iar eu, după o săptămână aproximativ, mătușa a plecat în Germania, la fiul ei, că am un verișor în Germania, la München. Ne-a lăsat pe mine și pe verișoara mea în grijă la o vecină care a avut incredibil grijă. Mama ta unde era? Mama mea era la Romuli, la Bistrița. Am înțeles, de-aia nu știa ce faceți voi? Nu știa nimic, pentru că telefoane erau doar din alea prin centrală. Și ce ai făcut? M-am hotărât, închipuiți-vă ce idee ce de copil, exact. M-am hotărât să fug, să fug din București, să plec acasă, înapoi la Romuli. Așa. Că nu-ți plăcea că erai singur acolo, ți se părea că ești părăsită, nu? Da, deci în prima săptămână nu m-am putut obișnui. Uh-huh. Și am hotărât să o îmbătăm pe vecina, mamaia Maria, îi spuneam, și aveam țuică în casă, cum aducea mama de la Bistrița. Și m-am hotărât să o îmbătăm pe, eu cu verișoara mea, să o îmbătăm pe vecina. Și? Casă, pe mamaia. Și am dat un par de țuică, de pome, era țuică de pome de-a noastră, i-am dat un par de țuică, mai unul, s-o îmbăta vecina până a adormit. Mi-am făcut o gentuță și am plecat la gară. Și? N-aveam nici un ban la mine. Așa. Am stat în gară, am plecat dimineața, am stat în gară toată ziua prin gară. Așa. Și noaptea am stat tot în gară. Ce făceai în gară? Am stat acolo pe un scaun, dar eu speram că o să vină cineva să mă ia de acolo. Păi cine să vină să te ia? Cine să vină dacă tu nu ai spus nimănui? Copil de 12 ani. Exact, da. Mâncare nu aveai, bă. Da, și n-am avut nimic la mine. Și așteptai să vină să te ia cineva? Eventual te putea lua cineva ca să facă trafic de organe. Da, mă lua, da. Deci aici s-a întâmplat un lucru incredibil, pot să zic așa, dumnezeiesc, pentru că soțul meu venea la București cu trenul, după marfă. Da. Cum vechea în Europa. Ce an era asta, apropo? Acum eu, deci eram în clasa 6-a, în 95. 94. Și soțul meu venea după marfă, el avea un magazin. Da. Și gândiți-vă că l-am văzut pe Gabi, nu știam, îl știam doar din vedere, pentru că nu aveam de a face cu familia lui și cu el. El fi din aceeași zonă cu tine. Da, eram din aceeași localitate, suntem din aceeași localitate și l-am văzut pe el. Așa. Și am început să plâng și mi-a dat bani. M-am urcat pe tren alături de el, bineînțeles, și am venit acasă. A fost salvarea ta. A fost salvarea mea. Închipuiți-vă, deci, de când ne cunoaștem noi și eu, de atunci l-am îndrăgit, pentru că el mi-a păstrat secretul. Nu a știut, cred că numai după ce ne-am căsătorit au știut părinții ce am făcut eu. Bun. Te-ai întors, părinții, cu mama ta, cred că a rămas mască când s-a trezit cu tine da, acasă. Da, mama, când m-a văzut, dar închipuiți-vă, mătușa mea, când a venit și nu m-a găsit la București.
Și vecina s-a trezit? Ce s-a întâmplat? Ce-ai făcut, mă, parcă erau două fete, ori vedeam dublu când eram machită. Important e că mi-a venit ideea ce să fac ca să pot să plec. Așa. Și... te-ai întors la București? Da, bineînțeles, pentru că nu am avut ce să fac. Adică mama ta a spus, tot trebuie să te întorci la București. Da, mi-a spus, părinții sunt foarte exigenți și mi-a spus, nici nu se pune problema înapoi la București, la școală. Bun. Trebuie să faci școală, trebuie să devii doamnă. Era doamnă, ai devenit doamnă, doamnă, da. Am devenit doamnă, dar muncesc foarte mult. Ca orice doamnă din perioada asta, că nu mai trecut vremea doamnelor care stau acasă. Nu se mai poartă. Nu se mai poartă. Stai o secundă, bun. Și te-ai întors, n-ai mai fugit în gara. Nu am mai fugit, că... Și ai stat cu vecina după aia în continuare? Da, dar închipuiți-vă că deci de fiecare dată când mă vedea, m-a amenințat că o să mă bată, o să-mi smulgă părul din cap. Din cauza faptului pentru că... Pentru că, na, ea n-a fost în stare să aibă grijă de două fete de 12 ani. Și probabil că și-a luat papara. A, bineînțeles. Venea foarte rar pe la noi, o perioadă... Păi stai o secundă, și voi stăteați singure și ea venea din când în când? Păi sau? Venea rar, nu mai ne punea mâncarea pe masă, la amiază când veneam de la școală și pleca, nu mai stătea cu noi. Și voi, tu practic ai crescut singură, da, nu? De la m-am început ca să mă organizez singură, să am grijă singură de mine. Și până la ce vârstă ai stat așa? Am stat până în clasa 10-a. Până în clasa 10-a, da? Adică încă... 4 ani. Încă 4 ani? Da. Mamă, și cât... Destul de mult. Adică tu, practic, ai anii ăia, tatăl tău era plecată din țară, da? Da, tot timpul a mama fost plecat. Mama ta a stat acasă? Da, cu fratele meu mai mic și cu bunicii. Dar nu ți era dor de ei? Nu era iure așa de una singură? Mi-era foarte dor, Doamne, deci plângeam de multe ori. Plângeam. Și nu le spuneai, sau tatălui, nu le spuneai, faceți ceva că mai pot. Ai nevoie de nu aveam cum să vorbesc în Israel la telefon, pentru că nu erau, vorbeam foarte mult prin scrisori. Și scrisorile le păstrez. Și el îți răspundea tot prin scrisori? Da, tot prin scrisori. Și ce îți spunea? Păi să merg mai departe, să mă gândesc că o să fie bine în viitor și să... Că și lui a fost greu când a fost mic, pentru că au fost 16 frați. Aha. Și ei când intrau la masă, însemna bunica cu cretă pe spate, ca să nu intre de două ori. Asta-i planta serii! Ia, dă-te încoace, tu dă. Îți dai seama că... Dai că mai vreau să mănânc! Și stați să vedeți că taică-mi e tot capricorn ca mine și ca să fie el cel mai șmecher, își dă de-a jos vesta și mai intra o dată cu următoarea. Excelent! Cu păi da? Tare! Că nu era puțină mâncare, ți-ai lăsat nu era... vreodată copiii singuri? Da, deci sunt și copiii mei singuri la Cluj. Da, câți ani au de copii? 2 ani. Bine, copilul l-am dus la Bistrița, băiatul, în clasa 6. Exact același scenariu s-a repetat. Chiar îmi spunea acum într-o zi dar băiatul... Dar numai că n-a fugit cu tren. Nu, el a fost mai aproape de mine, adică ne-am văzut mai des. Eu cu mama nu, deja mă distanțasem de mama, nu mai țineam așa la ea. Pe când băiatul meu era la 60 de kilometri de mine. Da, e mult mai aproape. Altceva e București, Bistrița. Dar și a fost el în sufletul tău da, când a exact plecat băiatul. Asta e. Și acum, imaginea pe care de 2 ani de când am adus și fetița la Cluj, și am spunea tot același lucru, că simte lipsa părinților. Și întotdeauna, la Cluj mai departe, ne vedem mai rar. Da, i-ai spus vreodată mamei că poate că trebuie să fie mai mult cu tine? Dacă i-ai reproșat ceva. N-am putut să-i reproșez, pentru că am înțeles că ei s-au gândit la viitorul meu. Dar... A meritat să stai la București? Nu, a meritat, n-aș vrea să mai stau la București. Nu? Nu știu, ca și locul nașterii, locul natal, nu e niciunul. Am înțeles. Și chestiile le dăm pește, o cum să fac la Bistrița, nu la București. Bineînțeles. Îmi place la București, vin des la București, dar nu stau mult. Bine. Hai să luăm pauză, până atunci noi o să ne punem împreună cu Nina aici. Uite, îmi dădea mesaj, adică am citit un mesaj de la Angie Cobuț, care i-a scris pe Facebook, Nina, te rog să-i faci o coleșuță. O coleșuță! Așa, ai zis corect acum. Din partea mea, apoi nu. Despre ce e vorba în coleșiță? Coleșiță. Trebuie neapărat să vii la Bistrița, dacă vrei să mănânci coleșuță. Tu, Doamne, trebuie să vin la Bistrița să mănânc. Autentic. Dar nu poți să mănânc o coleșiță, nu poți să mi-o trimiți prin Sky. Nu poți aici, pentru că n-am șaon. N-am în ce să ți-o fac. Șaon? Dar faci un rol de șaon. No, de aceea, așa de complicat. Am găsit noi un șaon, dar nu se poate. Dar cum e coleșița ta? Îmi trebuie și un platân, n-am cum. Un ce? Un platân, adică o sobă. Un platân de cărămiță. Găsește tot un platân. Dar cum facem? Dar de ce se pune pe platân? Păi da, într-o din aia pe sobă. N-am cum să o fac dacă n-am... În ce adică se fac ceaunul? Într-o gaură la sobă. Într-o gaură? Da.
Adică așa cum trebuie, dacă trebuie în... Adică cum gaură la sobă? Că gaură la sobă nu e așa? Nu pe ușa la sobă, deasupra. Deasupra sobei e așa? Da. Apa unde iese așa, de-aia de iese focul cu ea. Nu mai știu. Un godin, o treabă, o nemernicie de-aia. Și să pune acolo șaunul. Acolo se bagă șaunul. Așa, e? Șaunul. Și? Și se pune apă la șert. Și se pune... Cum se pune? Apă la șert. Adică la șert. La fiert. La șert. La fiert. Da. Zic corect. A, la șe. Așa. La șe. Și să pui o țărucă de sare. O cine? O țărucă de sare. O țărucă de sare. Aici am înțeles. No, perfect. Nu, un cic de sare. Un cic. Nu un cic, că un cic deja un cic. O, îi mare spre moroșenește. Un cic. Un cic. Un cic. Așa. Un cic. O țărucă de sare să pune și aștepți până șerbe apa. Până șerbe. Da. Șerbe, șerbe, șerbe. După aia începi să pui așa încet, să pui o țărucă de farină. De farină? De mălai, da. De mălai. După care nu am făină. Făcut, farină. Da, farină. Pe care am mășinat-o la moară. Mășinat-o la moară. Da, am și moară. Nu acolo. Arf. Bun. Asta cu moara, nu știu de unde mai facem rost. Moara? Moara, da. Da, știți ce fel de moară? E din aia cu ceatră, care trebuie să... Cu ceatră? Da, da, da. Tot eu! Ceatră. Ceatră, zic corect. Ceatră. Așa. Ceatră? Da. Ceatră. Ceatră. E cu ceacra, frate. Da, da, știu, da, știu. Ceatră. Și pe, să știi că și pe Cătălin, pe șef Scărlătescu, l-am învățat să vorbească așa ca pe la noi. Și vorbește? Hai, tu l-ai, Doamne, e extraordinar de bine. Tu l-ai, Doamne, da, să vezi cum... Prima dată l-am învățat clar să vorbească. Da, n-am înțeles până la coleșița din ce să faci. Da, din mălai, făină. O fi făină? Mămăligă, făină de mălai și începi până tot în vârț. E mămăligă? Cu coleșarul să învârte coleșa noi. A, că e coleșeță că se face cu coleșar. Nu, gen făcăleț, dar nu, un pic mai subțire. Eu un băț mai subțire. Da, e o mămăligă, nu? Făcălețul e mai subțire. Nu, la... e o diferență între coleșă și mămăligă. Coleșa e tare de cap ceatra. O tai cu ața. O tai cu ața. O tai cu ața. Sau cu secura. Sau cu secura. Și mămălica e așa mai domnească, să auzi, zici. Auzi, dar de ce trebuie să fie așa tare? Păi ca să nu se cheltuiască așa de mult. Să nu se ce? Să nu se ce? Să nu se cheltuiască așa. Să nu se cheltuiască? Asta chiar că da, nu. Dar la noi zice să nu se cheltuiască. Adică să mănânce puțină, că dacă e tare și e uscată. Am înțeles. Să mănâncă... Este de dietă. Da, e atât de tare că nu poți să mănânci. Deci, domnule, am făcut ceva, am mâncat puțin. De ce? Atât am putut să rup din ea. Adică... Da, de aia să, așa se făcea de mult. Acum nu mai. Cine mai stă și o șerbe coleșa? Mănânci ca porc, un castron de mămăligă. Da. Așa, nu aveai cum să rup din el. Aia e, atâta mănânci. Da, era și cu restul arunci după când? Nu, da, să pune bine, să mănânc a doua zi. A doua zi? Să punem blendurile. Mai tare după aia. Să punem blendurile și să păstrează până a doua zi. Cu grenada se desface după aia, nu? Nu chiar, că blendura aia e din cânepă și se ține foarte bine, se păstrează. Blendură. E un cum? Fel de blendură. Blendură, da. E blender. Hai să vedem dacă știți ce e. Blendură? Da. Blendura. Un fel de cârpă așa, nu? Ah, bravo, bravo, perfect. Bravo, e un cindeu. E un blendură, flendură, barză, mânz. E un cindeu țesut în teară. Un ce? Un cindeu țesut în... Da, cindeu... în teară. Cindeu e un om? Nu, e blendura. A, blendura e un cindeu. Câte cuvinte noi am învățat în da. Această seară. Trebuie neapărat să veniți la Bistrița să mai învățați un picuț și de la noi din Ardelenești. Da. Până data, te mai așteptăm. Da. Până data viitoare, temă pentru acasă. Da, îi spun da, stați puțin, vă fac o surpriză cât de curând. Cu așa? O șezătoare din zona noastră. O să vin să vă torc cu un caier de lână aici. O să vă fac și niște strimci și să vedeți cât de bine. Gata, aveam nevoie de niște pantaloni de emisiune, îmi faci niște pantaloni.